Înseamnă cam așa, că o picătură de voce e ca o picătură de sânge. Orice voce are moartea sau viața relațiilor în ea. Atenție la umeri, pentru că ridicarea de umeri cu un păiul ăsta de obicei introduce minciuna în cuplu. Vocea sexy nu iese de încredere. Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu alături de voi și astăzi comunicarea. Astăzi despre comunicare vreau să vorbim pentru că mi se pare una dintre cele mai căutate și prețioase unelte de care avem nevoie pentru a ne face înțeleși. Fie că vorbim despre viața noastră personală, profesională sau cea socială, modalitatea în care reușim să comunicăm cu oamenii din viața noastră și reușim să le spunem exact ceea ce ne dorim, cred că este esențială. Așa că astăzi m-am gândit să facem împreună o adevărată lecție despre cum să ne îmbunătățim calitatea vieții printr-o comunicare directă, corectă, conștientă și mai mult decât atât, cum să reușim să înțelegem pe cei din fața noastră în urma limbajului verbal și non-verbal pe care aceștia îl afișează. Așadar, astăzi cintim printre cuvinte cu invitata mea extrem de frumoasă și cu o cultură vastă în acest domeniu, care este trainer în public speaking, care este trainer în dicție și voce și care este specialist în citirea vocilor. Ce înseamnă asta și mult mai multă despre subiect aflăm de la ea. Bine ai venit, draga mea, Teodora Mețiu. Bine, bine te-am găsit, Ilinca. E așa de frumos la voi, iartă-mă. Și mă uitam în timp ce tu deschideai emisiunea. E un vibe foarte bun aici. Mi-ar fi plăcut ca toți cei care se uită acum la noi la podcast să vadă cum simțim noi energia aici. Transmitem. Da, da, da. Vreau să cred prin că toți dăm porii. Exact, da, exact, da. Mă bucur că ai acceptat invitația mea și că putem să dezbatem așa pe larg acest subiect care mie mi se pare foarte, foarte interesant pe multe planuri pe care sper să reușim să le bifăm astăzi. În primul și în primul rând, Teodora, ce înseamnă treaba asta cu cititul vocilor? E o chestie relativ nouă, de ceva vreme am auzit despre ea. Înseamnă cam așa, că o picătură de voce e ca o picătură de sânge. Așa cum te duci la doctor și doctorul ți ia o picătură de sânge și poate să afle destul de repede dacă tu suferi de ceva, așa și o picătură de voce pentru un interpret vocal poate să însemne destul de multe, poate să afle destul de multe acest expert din picătura de voce despre personalitatea ta, de exemplu, despre intențiile tale, despre starea ta de moment. Noi toți oamenii suntem cititori de voci, dar la un nivel extrem de superficial. De pildă, tu vii aici și zic eu, Ilinca, bei o cafea și tu zici, da, fă-mi și mie o cafea. În momentul 2, eu voi întreba, ești supărată, Ilinca? Pentru că la nivelul ăsta superficial, noi citim vocile tuturor, indiferent că avem sau nu avem școală în asta. Corect. Dar există un alt nivel, dincolo de să-i citesc starea Ilincăi de moment. Și nivelul acela este ce gândește Ilinca în timp ce îmi spune ce îmi spune. Care sunt gândurile din spatele a ceea ce eu aud? Pentru că noi oamenii nu spunem în multe situații ceea ce credem. Noi oamenii fabricăm ceea ce credem în ceva care să sune mai bine sau mai puțin bine. Sigur, unii dintre noi nu mai fabricăm nimic și acolo ies lucrurile foarte, foarte nasol. Dar una peste alta, al doilea nivel sau nivelul profund al citirii vocii cam în zona aceasta se duce. Și îți explic și de ce și cum se poate citi o voce. Păi, de exemplu, tu vii iarăși la birou și ți-ai luat o pălărie. Și să zicem că ești foarte încântată de pălărie, iar noi două suntem cele mai bune prietene din lume. Și zici, ia zi, îmi stă bine pălăria? Eu în capul meu zic, frate, arată ca naiba, nu-i stă bine. Dar nu pot să o jignesc, că e prietena mea și o iubesc. Și zic, da mă, Ilinca, îți stă bine pălăria. Simți cum gândul meu din spate, arăți ca naiba, Ilinca, cu pălăria asta, pune de fapt tonul peste ce-ți spun eu? Iată cum tonul întotdeauna scurge sentimente și gânduri pe care noi nu le pronunțăm în cuvinte. De aceea citirea vocilor e ușoară, oarecum.
Oarecum. Și știu că se... De fapt, vreau să te întreb dacă e real asta și dacă crezi în această tehnică cu vocea sau cu tonul, sau cu vocea, cred, din gât, din inimă și din chakra rădăcină. Există treaba asta? Crezi în asta? Nu știu dacă neapărat. Eu mă duc mai mult pe zona tehnică. Ok. Și da, probabil că spun cam același lucru. O voce profundă este o voce care prinde și mintea și sufletul deodată. O voce gâtuită este o voce care funcționează la nivel rațional în general și cam atât. Dar vocea aceea care vine dinăuntru, din tot corpul, aia îți dă gândul care este în conexiune intimă totală cu vorbitorul. Aia îți dă suflet și neuron din omul ăla la pachet. Cred că vorbim aceeași limbă, dar cred că am pronunțat-o un pic diferit. Da. Și e bine pentru că, uite, pe mai multe paliere îi facem pe cei de acasă să ne înțeleagă și mai bine. Da. Este comunicarea una dintre cheile unei relații, orice fel de relație, reușite? Este totul. Uite, auzim foarte des... De exemplu, replica asta: dacă te-ai fi văzut cum arătai când mi-ai zis chestia aia. Apropo de non-verbal, care e tot o formă de comunicare. Și el vine și îți spune: nu e adevărat, dragă, eu m-am uitat la tine foarte liniștit și foarte calm. Realitatea este că noi nu suntem conștienți de ce mutre și expresii compunem cu chipul nostru într-o relație, în timp ce îl ascultăm sau îl certăm sau îl iubim pe celălalt. Realitatea este că doar cei care se uită la noi pot vedea compoziția facială și a expresiilor faciale. Și firește că cei care se uită la noi citesc această compoziție. Este totul comunicarea în relații. Se întâmplă de foarte multe ori ca într-o ceartă de familie el să-i spună ei: eu n-am spus așa ceva, ea să spună mai departe: ba, fix așa ai spus, data viitoare te înregistrez. Eu nu cred că unul din ăștia minte. Eu cred că unul din ăștia a comunicat greșit și cred de asemenea că cel care a ascultat a înțeles și el greșit. Adică eu nu neapărat cred că oamenii ăștia mint în cearta lor, ci cred mai degrabă că au limbaje complet diferite. Și atunci, da, uite cum ajungem într-un divorț pentru că n-am știut să comunicăm. Există certuri constructive într-un cuplu sau există discuții argumentate? Există certuri constructive. Eu cred că e și sănătos să te cerți în cuplu. Dar nu: nenorocitule, ce ai făcut? Uite câte s-au întâmplat din cauza ta! Astea nu mai sunt certuri constructive. Astea sunt certuri care omoară relația foarte rapid. Eu nu spun că o ceartă de genul ăsta o să ne ducă direct în divorț, dar bag mâna în foc că certuri constante de genul ăsta acolo o să ne ducă. Și dacă nu o să ne ducă, o să-l ducă pe el sau o să ducă pe ea către altcineva. Certurile pe voci înalte nu sunt certuri care vor să repare ceva. Sunt certuri care vor să seteze o poziționare a mea în relație. Eu decid cum faci tu, nu tu. Ai înțeles? Nu e altceva. Ca să nu mai spun că în momentul în care eu țip ca nebuna, el, dragul de el, nu mai aude ce îi spun. El pur și simplu aude înălțimea vocii mele și ghiși ce, se va strădui foarte tare să mă acopere sau va trânti ușa și va pleca. Sau să se apere, da. Da, da. Aș vrea să facem un exercițiu, Teodora. Uite, ne imaginăm că acea cameră este bărbatul din cuplu. Ok. Și ne imaginăm că tu ești femeia din cuplu. Cum ar arăta o discuție constructivă, o ceartă constructivă? Care-i tonalitatea vocii? Care-i poziția corpului? Care este sâmburele discuției discuției noastre? Pe ce ne certăm? Contează asta? Contează, sigur. Contează? Contează ca să știu ce îi spun. Păi pe ceva banal aș zice, o discuție care apare în cadrul cuplurilor. Hai să zicem... ai zis că ajungi în 10 minute și ai ajuns într-o oră. Da. Te-am așteptat în timpul ăsta, uite, copilul e pregătit. Asta. Da. Mi-a spus o prietenă de treaba asta, n-am experimentat-o eu. Ok.
Bun. Poate că știi deja, pentru că am vorbit în rețelele sociale foarte des. Eu, soțului meu, în momente grele, încerc să-i vorbesc cu ce s-a întâmplat. Adică să-i dau doar faptele și nu să-i spun ce simt despre faptele pe care el le-a produs. În cazul de față, el a întârziat zdravăn, corect? Ok. Eu aș putea să-l întâmpin, cum facem cam toți, cu o replică de genul: unde ai fost, mă, până acum? Te aștept de 40 de minute. N-ai zis, mă, că vii la ora 2:10? Corect. Nu? Cam ăsta este primul răspuns pe care probabil 99% din familii îl vom întâlni. Da, da, da. Dar eu mă uit în ochii soțului meu și spun: iubitule, ai spus că vii la 2:10, e ora 3. Ce s-a întâmplat? Pentru că poate i s-a întâmplat ceva, Ilinca. Dom'le, poate a avut pană. Dom'le, poate a ajutat un om care a căzut cu bicicleta pe marginea drumului. De ce musa ai omul ăsta întârziat? Pentru că a făcut o tâmpenie? Sau pentru că pur și simplu nu i-a păsat de mine, că stau acasă și l-aștept? De ce soțul ăsta tot timpul face numai năzbâti? Știi? Și atunci, dacă eu îi spun doar ce s-a întâmplat, îi dau faptele, ghișce, răspunsul lui va fi foarte prompt și nu de apărare, ci de armonie. Iubito, fii atentă, m-am uitat pe Waze, am văzut inițial că, nu știu, fac 20 de minute până acasă, dar ce să vezi, la podul Basarab s-a întâmplat un accident. Și aia a fost. Bine că acum mai departe ea poate să spună: bine, mă, dar nu puteai să mă suni și pe mine, adică să-mi dai un mesaj, să faci nu știu ce, vezi cum intru în tonul ăsta care... Adevărul este că bărbații nu suportă tonul ăsta al nostru femei, al femeilor. Pentru bărbați, un ton de genul "bine, mă, da, chiar nu puteai să" este un fel de a-i spune: dragă, nu te apreciez deloc. Ori bărbatul ce așteaptă, Ilinca, de la noi cel mai mult? Știi ce așteaptă? Aprecierea femeii pe care o iubește. Atât așteaptă bărbatul. Noi, femeile, așteptăm de la ei o groază de chestii și putem să vorbim despre asta. Dar el așteaptă în mod special aprecierea femeii pe care o iubește. Și dacă ea, prin ton, prin cuvinte, prin reproșuri, nu-i spune altceva decât cum nu-l apreciază, bă, ăsta pleacă, omul ăsta pleacă de acasă. Gândește-te că în România avem mai mulți bărbați apreciați la locul de muncă decât acasă. Mm-hmm. Nu ți se pare trist asta? Dar și invers. Există, cum să o numesc, mai mult ca sigur că există, care e cea mai neinspirată, să zic, greșeală pe care o facem într-o relație de cuplu? Iarăși ne raportăm la această comunicare, la cuvintele pe care poate le folosim, la energia din care spunem lucrurilor pe nume. Sunt mai multe greșeli, dar cred că greșeala principală este să judeci numai în unghiul tău, știi? Adică să nu poți să te părăsești sub niciun chip pe tine și să-ți vezi numai punctul tău de vedere fără măcar o secundă să-ți treacă prin cap: păi Teoda, stai puțin, hai să ne uităm un pic și din unghiul lui, că na, e clar că și acolo trebuie să existe o justificare. În căsnicie oamenii joacă fotbal. Nu știu dacă ai observat. El trage la poartă, ea trage la poartă, ei țin scorul, care a greșit mai mult, care a greșit mai puțin. Ce e asta? Adică, competiție. Păi din asta cum să ajungem bine? În căsnicie jucăm un fotbal cu o singură poartă. Nu există acest fotbal la televizor, dar în căsnicie ar trebui să existe. Și cu un singur scor. Scorul nostru. Scorul iubirii noastre. Și seară de seară, ce fain ar fi să ne întrebăm: dragă, am mai marcat astăzi un gol în scorul iubirii noastre? Ce frumos ar fi să ne preocupăm de asta. Dar noi marcăm pe minus, foarte mult pe minus. Și ni se pare că minusul ăsta e atât de mic încât n-are unde să ducă. Dar minus cu minus cu minus cu minus, la un moment dat are unde să ducă. Ai declarat la un moment dat că o voce poate aduce supraviețuirea sau moartea unei relații. Cum așa? Da. Orice voce are moartea sau viața relațiilor în ea. Păi, exact ce am spus anterior. Dacă eu nu știu să-i comunic copilului, soțului, șefului, altfel decât cu un ton apăsat lucrurile care nu îmi plac și nu îmi convin,
eu aici îngrop relația, poate nu dintr-o dată, dar în timp. Dacă eu încep să intru în cultura vocii, pentru că încă o dată am văzut în rețelele sociale puține opinii și le mulțumesc și celor care se opun ideilor mele, am văzut puține opinii pe ideea deci trebuie să mă prefac. Nu. Eu nu vorbesc despre cum să ne prefacem vocal, ci eu vorbesc despre a ne dori foarte tare armonia vocală. Eu vorbesc despre cum a ne dori foarte tare să iubim pe ceilalți, de adevăratele, și să-i protejăm cu iubirea noastră. Eu vorbesc despre o transformare a unui interior într-un fel în care ne îndepărtăm un pic de ce-mi convine mie, ce-mi place mie, de parcă eu sunt centrul universului, și să înțeleg că iubirea e în doi, nu e într-unul, iar celălalt este sclavul iubirii mele care trebuie să-mi îndeplinească mie toate dorințele, căci altfel, Ilinca, îl schimb, dă-l încolo. Apropo de asta, nu știu dacă ai observat, avem o mare tendință acum, se strică telefonul, ce face Ilinca, îl duce la reparat? Nu, îl schimbă. Îl schimbă. Se strică pantoful, ce face Ilinca? Se duce în mall, nu? Da. Da. E, mentalitatea asta a ajuns și în căsnicie. Nu mai merge căsnicia? Nu o repar, o schimb. Au! Am făcut, mă rog, nu zic. Da, da? Da. Am ajuns să ne schimbăm căsniciile atunci când ele nu merg, fără măcar să ne gândim o secundă că am putea să le reparăm. Și asta mi se pare dur. Și asta cumva vine din acest consumerism în care ne-am obișnuit că orice nu mai merge, aruncăm la gunoi și schimbăm. Schimbăm cu ceva nou. Mhm. Bine, aș intra un pic mai profund în subiect, dar nu face neapărat... Intră! Nu, mă rog. Suntem live aici? Nu suntem. Relativ, suntem, suntem cumva. Știi ce sunt curioasă? Pentru că, uite, de multe ori când avem aceste discuții cu partenerul în cuplu, cum reușim să echilibrăm cumva cuvintele pe care le folosim și tonul pe care îl avem, sau cât de mult, cât la sută contează fiecare dintre aceste două ingrediente, astfel încât mesajul nostru să fie ascultat și auzit așa cum trebuie. Da. Păi contează aceste două ingrediente, cuvinte și cu voce, ne duc peste 50% din comunicare. Bine, dacă stăm să ne luăm după statistici, eu nu e studiul meu, dar există un studiu care ne arată că, în general, indiferent de discuție, cuvintele au un impact de 7%, vocea are un impact de 38%, oh, wow, iar non-verbal are un impact de 55%. Harvard-ul este autorul acestui studiu, nu stăm să-l judecăm dacă e corect sau nu. Eu pot să spun că în sălile mele de curs, într-adevăr, am testat și așa este, audiența nu reține cuvinte. De-aia îți spun că cele mai multe certuri, de exemplu, nu vin din diferențe de opinii. Cele mai multe certuri vin din tonuri, din tonuri și non-verbal. Haide, mă, lasă-mă, mă, cu discuțiile astea. Vezi? Am și un ton aiurea și am și un gest în care eu ce-ți arăt, Ilinca? Că tu nu mai valorezi doi bani pentru mine. Acest du-te. Și cum ar trebui să fie? Păi, ar trebui să fie cu iubire. Eu cred, pe de altă parte, că în momentul în care apar astfel de gesturi și astfel de voci, suntem părăsiți de iubire. Dar poate suntem doar într-o stare de nervozitate accentuată. Da. În care suntem părăsiți de iubire. Hai să nu ne mai ajungem în stările în care iubirea ne părăsește. Aici ar fi cheia. Cum pot eu să mă ghidez interior încât să nu eliberez toată iubirea și să rămână ce? De desubtul ei. Un lucru brutal. Pentru că din această brutalitate interioară, care nu e îmbrăcată în haina iubirii, pot ieși niște tragedii și niște cuvinte, Ilinca, pe care, cu toate cadourile din lumea asta... Ireparabile, da. Ireparabile. Pe viață, ele vor lucra și vor lucra. N-am să uit cât trăiesc. Cineva mi-a spus la un moment dat în viața mea, nu știu ce am văzut la tine atâția ani. Vezi? Știu și acum despre asta. Wow! Da! Am vindecat-o. Pot să vorbesc fără să plâng despre asta, dar a rămas. Deci iată cum din acest brutal, din acest interior părăsit complet de iubire și lăsat pradă orgoliului, durității, ies niște vorbe pe care le duci cu tine unde om ajunge.
Cum ne dăm seama, Teodora, când partenerul nostru de viață nu ne mai iubește? Păi, destul de simplu. În principiu, nu mai ai dovezi de dragoste. Mm-hmm. Aici trebuie să comparăm un pic ce dovezi de dragoste aveam înainte și ce dovezi de dragoste am astăzi. E foarte important acest contrast. Dacă iubitul meu obișnuia să-mi spună din două în două zile că sunt cea mai frumoasă femeie din lume, nu știu, dau un exemplu, sau dacă iubitul meu avea un tic și îmi dădea așa o mână pe obraz din două în două zile și observ că la un moment dat nu mai are ticul ăsta, ceva s-a întâmplat cu el, deja înseamnă că ușor, ușor dovada iubirii dispare. Păi de ce dispare? Pentru că probabil nu mai e resursă din care să apară. Apoi o să simțim în privire. Iubirea se vede în ochi. Și nu numai în ochi. Există chipul dragostei. Nu știu, bănesc că o să înțelegi ce vreau să spun. Te rog. Oamenii care iubesc au chipul dragostei. Că sunt frumoși, că sunt urâți, că nu contează. Chipul dragostei vine cu niște trăsături îndulcite. Știi? Noi când ne îndrăgostim, vedem oamenii cu mult mai frumoși. Oamenii de care ne îndrăgostim, îi vedem și estetic mai frumoși decât sunt, cumva nu ne păcălim, ei au chipul dragostei. Această dragoste interioară ne îndulcește automat trăsăturile. După ceva timp, când îndrăgosteala asta se mai duce, el revine la mutra lui anterioară, știi? Și ea. Și te uiți la el și parcă nu-l mai recunoști, Ilinca. Că ăsta nu era omul de care mă îndrăgostisem eu. Pentru că nu mai are chipul dragostei. Când chipul dragostei moare în căsnicie, adică această îndulcire, când vine acasă și se uită în ochii tăi, Linca, dacă tu nu mai vezi îndulcirea trăsăturilor, nu o mai vezi nici azi, nici mâine, nu stăm să generalizăm, că poate omul chiar are o zi proastă, poate îl doare capul, doare stomacul, dar dacă vezi că o perioadă lungă de timp, 2, 3, 5, 6 săptămâni, el nu mai știe să se uite frumos la tine, acolo poate fi o problemă. Ok, deci nu e neapărat vorba despre ceea ce spune sau tonul pe care îl folosește. Poate să fie și despre ceea ce spune, pentru că, dar m-am dus într-o zonă, să zicem, mai subtilă, dar pe care o putem observa. De pildă, în ceea ce vorbește, probabil că schimbarea va fi de la un fost soț care era dispus să te asculte și să-ți accepte inclusiv toate tâmpenile pe care le făceai, că știi că noi femeile avem tot felul de chestii enervante pentru ei, fie stăm prea mult la machiat, fie și pe ei la început nu-i deranjează lucrurile astea. Dacă încep să-i deranjeze lucruri pe care, cum să spun, le iubeau înainte, de asemenea este un semn important că acolo ușor, ușor iubirea se scurge, se duce undeva departe de noi. Și în momentul în care partenerului, să zic, nu-i mai place ceva la noi sau nu-i mai place ce se întâmplă cu noi, dar totuși încearcă să mascheze sinceritatea nespunându-ne verde în față anumite lucruri. Cum ne dăm seama de asta? Din atingeri, din iarăși privire. Hai să luăm un caz concret. Ea se îngrașă. Dau un exemplu, da? Lui nu-i place că ea s-a îngrășat. Aici sunt două variante. Sunt unii care îți spun direct, pune mâna și slăbește că te-ai făcut cât o gogoșică. Și asta cum e? Asta e groaznică. Ok. Gogoșica va fi foarte supărată pe replica asta și foarte probabil că va deveni vulnerabilă și primul bărbat care va veni și va spune că arată superb va fi primit. Da, da, pentru că nu ai voie să-ți faci soția gogoșică, chiar dacă ea este gogoșică. Dar poți să-i spui în schimb, iubito, dacă vrei să slăbim, hai să o facem împreună. Sau sigur la un moment dat ea spune, dragă, uite, sunt cam grasă, și el poate să spună, băi, eu te iubesc oricum ai fi, dar dacă tu simți nevoia să slăbești, eu te ajut. Spune-mi ce să fac și te ajut. Știi? Deci varianta în care îi spun că e o gogoșică și o spun și urât, și varianta în care ascund lucrul ăsta, dar îl ascund teoretic în cuvinte, pentru că în fapte bărbatul este destul de simplu, îl ghicești destul de repede.
o să vezi că nu va mai avea atât de multă atracție față de tine, o să vezi că nu te va mai lua în brațe cum te lua înainte, o să vezi că nu te va mai dori sexual cum te dorea înainte, o să vezi că nu îți va mai face complimente cum îți făcea înainte, adică ei se trădează destul de ușor, nu știu să ascundă. Din punctul ăsta de vedere sunt simpluți în sensul bun, în sensul bun, că noi suntem mai... Ușor de citit. Da, da, noi suntem mai sofisticate, noi știm să ascundem mai bine lucrurile astea, n-aș vrea să se înțeleagă greșit că fac aici o comparație intelectuală între femei și bărbați, nu, nici vorbă, ci doar în zona asta de relaționare, ei sunt mai ușor de citit, da, și mai pe față decât suntem noi, știi? Mm-hmm. Cum ne dăm seama că suntem mințiți într-o relație de cuplu? Aici sunt foarte multe gesturi care trădează minciuna, dar n-aș vrea să generalizăm, pentru că, uite, pe non-verbal, de exemplu, gestul băgatului mâinii în buzunar, în momentul în care tu întrebi ceva tensionat, unde ai fost dragă azi noapte sau aseară, și el își bagă automat mâna în buzunar, de cele mai multe ori semnalizează o gravă minciună, pentru că mâna în buzunar în momente tensionate vine și îți spune de fapt, nu vreau să spun ce am făcut, nu vreau să-mi vezi emoțiile, vreau să par relaxat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar nu vreau să generalizăm, pentru că poate să fie o mână băgată în buzunar și pentru că vreau să mă relaxez. Drept e că în momente tensionate nu prea vrei să te relaxezi cu mâna în buzunar. Apoi, atenție la umeri, pentru că ridicarea de umeri cu un păi, da? Păiul ăsta de obicei introduce minciuna în cuplu, o introduce bine. Apoi atenție la ochi, pentru că dacă niște ochi se tot duc într-o parte și în sus, păi nu știu cum să-ți spun, cum să facem, cum să dregem aici, eu creez o minciună, eu aici fac rost de timp, pentru că în mod normal dialogul n-are ce să caute în tavan, decât dacă am nevoie de un centru specializat. Și atunci ce caut cu privirea prin tavan? Unii spun concentrarea. Nu, concentrarea este în fața ta, este omul căruia trebuie să-i răspunzi. Da. Mm-hmm. Sunt multe lucruri care dau de gol minciuna. De pildă, o pauză zdravănă în timp ce vorbesc. Da? Vin și spun, uite ce, aseară am fost... și vin cuticul ăsta cu care umplu această pauză. Oul nu este întâmplător. Oul este când nu știi ce vrei să spui. Oul este când nu ești sigur că e bine ce vrei să spui. Adică nu apare ăsta așa from nowhere, știi? Mm-hmm. Multe, multe semne ale minciunii pot fi, dar încă o dată nu vreau să generalizăm. Dăm aici niște hinturi. Sigur. Nu care cumva să facem diseară testul mâinii în buzunar. Am putea să-l facem. Am putea să-l facem și diseară și da. Dacă ni se dă ocazia și peste o săptămână și peste două și apoi putem să tragem și o concluzie, știi? Sfatul meu este așa. Luăm acest gest al mâinii în buzunar, de exemplu, dar încercăm să-l judecăm în tot contextul. Cuvânt, voce și gest. Dacă cele trei dansează în zone diferite, acolo avem de a face cu o minciună zdravănă. Ce vreau să spun? Dacă, de pildă, cuvântul meu dansează vals, îmi povestește ceva mângâietor, vocea mea dansează tango, adică nu se potrivește deloc cu cuvântul pe care îl spun, și apoi gesturile mele non-verbale sunt în breakdance, da? Aici eu am de fapt o disonanță, adică am o discrepanță între cuvânt, ton și gest, ceea ce înseamnă că omul ăsta nu este în armonie cu el însuși pentru că mă minte de obicei. Armonia asta între cuvânt, voce și gest apare când omul nu are nimic de ascuns, de fapt. Oh, bun. Teodora, cum putem cuceri prin tonul vocii? Oh, în niciun caz cu vocea sexy. Bună. Nu? Ce faci? Mi-a fost tare dor de tine. Vocea sexy este o voce care aparent îl ambalează pe bărbat, dar după aceea nu inspiră încredere. Pentru că ea nu este de încredere. Vocea sexy nu este de încredere. În general, femeile care folosesc această voce sexy au un interes doar altul decât cel sexual. Deci bărbatul trebuie să știe că nu o va duce la el în dormitor pe femeia care vorbește sexy. Oh, wow! Da!
Pentru că ea are, de fapt, alt plan acolo. Sigur, poate unul de business sau eu știu ce altceva. Și se folosește, știi, de această frumusețe a ei, de toate cele, ca să obțină ce vrea dând, așa, un soi de senzație că o va avea. Mm-hmm. Dar nu o va avea. Și care e vocea corectă sau tonalitatea corectă? Tonalitatea corectă sau tonalitatea care îi face pe bărbați să fie atrași este tonul acesta profund care vine cu un pic de mister la pachet. Oamenii ăștia adoră misterul feminin. Femeia care nu e ușor de descifrat de la început. Femeia în care descoperi constant câte ceva nou. Asta este, cum să spun, definiția femeii lângă care nu prea ai cum să te plictisești. Pentru că asta e problema vieții lor, că ei se plictisesc mai repede decât ne plictisim noi. Știi că, în general, într-un cuplu, amândoi ne iubim în același foc, în aceeași intensitate, dar la un moment dat unul dintre noi se retrage mai repede din iubirea asta, iar celălalt rămâne tot intens, tot îndrăgostit. De obicei, bărbatul este cel care face pasul înapoi din această îndrăgosteală, pentru că el se plictisește. Dacă femeia este în același fel, ușor, ușor începe să îi se pară un zgomot de fond. De aceea, noi avem femeile o misiune destul de dificilă, cumva nedrept. Cumva nedrept, pentru că tot timpul trebuie să producem ceva nou. Și noi, gândește că devenim mame, mai luăm mopul în mână, nu avem timp tot timpul de manicură, dar pe ei impresionează această femeie care renaște de la o zi la alta, această femeie care de la mop reușește după aceea să meargă la teatru și după aia să-ți povestească de o carte, și această femeie complexă care știe să le acopere pe toate și să o facă bine. E greu. E greu. Obositor, aș zice. Este. Da, este. Cumva. Deci vocea care atrage este vocea misterioasă. Și vocea misterioasă este această voce profundă, adâncită, în care tu auzi o onestitate ca bărbat, dar nu știi exact ce se ascunde totuși acolo și abia aștept să descoperi. Așezată cumva, da. Cu un ton calm, da. Dar așezată și cu un discurs, mă gândesc, fluid, dar nu repezit. Da, nu repezit, pentru că ei se agită foarte repede. Dacă noi începem și tata, știi foarte bine că toți bărbații când fac mișto de noi, fac mișto că tot, și adevărul este că toate studiile arată că noi vorbim, mă rog, facem în medie 10.000 de greșeli pe zi, ori asta înseamnă că vorbim ceva. Adevărat. Iar ei fac în medie 2.000 de greșeli pe zi, deci ia câtă ce raport. Discrepanță. Da, e o discrepanță foarte mare și atunci, da. Le plac cuvintele puține, simple, profunde, clare. Uh-huh. Și atunci e cu mult mai simplu. Bun. Cum ne dăm seama că cineva din viața noastră s-a îndrăgostit de noi? Altcineva decât cel pe care l-avem acasă sau presupunând că suntem singuri? Presupunând că suntem singure. Păi, în principiu e acea tactică a oglindirii, știi? Cel mai bun test ca să-ți dai seama dacă cel din fața ta e îndrăgostit de tine sau nu, este să ieșiți, nu știu, la un suc, okay, la o cafea și tu să-ți miști corpul, să schimbi pozițiile. Fie te pui așa, o să vezi cum în scurtă vreme și el se va pune oarecum așa. Fie îți schimbi poziția așa, o să vezi că și el își va pune în scurtă vreme corpul în partea, aha, în care tu te-ai așezat. Această oglindire arată foarte clar și din corpul femeii și din corpul bărbatului, îmi place de tine, vreau să fiu ca tine, vreau să fiu cu tine. Vreau să intru în energia ta. Da. Ok, da. Și din ton sau din cuvintele folosite? Bărbații de obicei când sunt îndrăgostiți au tendința de a vorbi mai încet decât o fac de obicei. Nu toți, nu, iarăși nu vreau să generalizez, dar ei de obicei scad din puterea de voce atunci când sunt îndrăgostiți. Deci dacă ne vorbesc un pic mai șoptit, acolo poate fi un rost de îndrăgosteală. Da, da. Ah, ce frumos! Cum îți dai seama că partenerul tău de viață este fericit în relația de cuplu pe care o ai? Îmi pui întrebări foarte grele, Ilinca. Cum îți dai seama că e fericit?
Depinde probabil de la un caz la caz, pentru că personalitățile sunt diferite și au manifestări diferite ale fericirii. Clar. Da? Eu, de exemplu, la mine acasă, mi-e clar când al meu soț sufletesc nu e fericit. Dacă are 2-3 zile în care tace sau mai mult tace decât spune, este clar că ceva îl frământă, necăjește. Îl necăjește. Poate în alte cazuri, nu știu, vedem, nu știu, niște replici așa evazive sau 3-5 cuvinte aruncate. Da, sigur, facem asta. Vezi cum îți scurtează vorba ție partenerei și atunci și acolo e de luat în seamă de unde până unde e atât de direct, atât de scurt, atât de la obiect și pe repede înainte oarecum. E greu să dăm un verdict, căci suntem diferiți ca oameni și firește că fiecare ne manifestăm fericirea sau nefericirea destul de diferit. Mm-hmm. Tot în zona asta rămân. Ține-mă, ține-mă. Pentru că sunt multe cazuri de genul acesta și poate, uite, ajutăm într-un fel sau altul. Cum îi spui partenerului de viață că nu-l mai iubești fără să-l rănești? Dacă partenerul tău de viață te iubește ca un nebun, nu există variantă prin care tu poți să-i spui că nu-l mai iubești fără să-l rănești. Nu există, Ilinca. Când iubești, tot ceea ce îți dorești pe pământul ăsta este ca omul pe care îl iubești să-ți răspundă cu aceeași intensitate. Cât de nefericit trebuie să fii când iubești ca un nebun și celălalt nu-ți răspunde nici măcar pe un sfert. Pe de altă parte, eu cred foarte tare în iubirea aceea dumnezeiască, dar câți dintre noi oamenii putem iubi dumnezeiește? Pentru că iubirea aceea dumnezeiască spune că atunci când realmente iubești omul de lângă tine, tu poți trăi și fără el, doar purtând dragostea pentru el în tine. Asta e ceva... Dar, da, cum am spus, este o iubire dumnezeiască, ar fi frumos să tindem spre asta, pentru că acolo se naște iubirea asta necondiționată despre care tot auzim, însă sunt niște eforturi mari de făcut interior să ajungi în punctul acela. Ok, te duc în altă zonă un pic, Teodora. Tot circulă pe internet tot felul de filmulețe, sunt studii și așa mai departe, experimente care ne arată cum sau că putem să încărcăm apa cu energie pozitivă prin cuvintele pe care le folosim. Crezi în asta? Măi, nu foarte tare, recunosc. N-am... Dar cred, în schimb, că putem noi, pe noi, să ne încărcăm de energie prin cuvintele pe care le folosim, asta fără doar și poate. Cred, în schimb, că îi putem încărca pe ceilalți de energie prin cuvintele pe care le folosim, fără doar și poate. Și sigur că extinzând această teorie, probabil că poți să încarci și apa cu cuvintele pe care le folosești și nu doar cuvintele. Dar da, să știi că noi nu alegem întâmplător cuvintele pe care le folosim. Le alegem tot din ce simțim în momentul în care vorbim. Eu acum, în podcastul cu tine, tu acum în podcastul cu mine, n-am ales niciun cuvânt întâmplător. Totul vine dintr-o stare interioară, dintr-un emoțional care e activ, care trăiește niște stări și alege cuvântul X în locul cuvântului Y în sensul emoțional în care se găsește. Cu copiii cum comunicăm? Pentru că ideea mea ducea undeva mai departe, având în vedere că corpul nostru, dacă credeai în asta, te rog, este 70% apă, înseamnă că dacă reușim cu apa dintr-un pahar, putem reuși și cu omul. Mi-ai spus că se poate întâmpla asta. Da. Și m-aș duce pe zona asta de copii, pentru că mi se pare foarte importantă. Cum comunicăm corect cu copiii noștri? Aici, la fel ca și în relații, puțin dintre noi găsim echilibrul. Observ două extreme. Extrema 1. Îl critic de nu mai știe de capul lui și aștept tot timpul criticându-l să facă ceva. Să se miște, să învețe mai bine la școală, să-și asume responsabilitățile de copil care crește, să-și facă ordine în cameră și nu se întâmplă nimic. Deci, extrema 1, îl critic. Și aici răspunsul meu este clar. Cum să vrei să obții miere dintr-un copil dacă tu dărâmi stupul în fiecare zi criticându-l? Părinții care își critică în continuu copiii
trebuie să știe că vor crește cei mai neîncrezători oameni în sine. E foarte important să știe lucrul ăsta. Extrema 2 sunt cei care fac totul pentru copiilor. Cei care, dom'le, sunt într-o atenție atât de mare, încât dacă copilul ăla se mișcă prin casă, să zicem, e mai mic, îndepărtează orice obstacol din jurul lui, ca nu cumva să copilul să cadă, gândește 5-10 pași înainte, ca acest copil să nu pățească nimic. Practic, aici vorbim despre același efect. Că-l critic pe copil sau că-l superprotejez, efectul este unul singur. Cresc un om cu un handicap de a se ancora în social, de a face față în viață, de a-și înțelege propria maturitate. Cel criticat s-ar putea să fie un pic mai traumatizat decât cel în jurul căruia e foarte, foarte multă atenție, dar una peste alta, în sălile mele de curs, să știi că am în general oameni super emotivi și super timizi și speriați, care provin din aceste două extreme. Mm-hmm. Și momentul în care spunem nu copilului în permanență, mm-hmm. Ok, poate fi din aceeași dorință de a-l proteja sau dimpotrivă, dar cunosc multe cazuri în care copilului nu este efectiv permis să descopere lumea, pur și simplu să se descopere pe el, prin acest nu care vine la pachet. Și, de fapt, întreb asta după, ca să nu le legăm, ca să fie mai clar. Deci ce se întâmplă cu copilul în momentul în care vine acest nu permanent din partea părinților? Ai spus tu foarte bine. Îi blochezi pur și simplu accesul la lume, la viață, la cunoaștere, la descoperire, la inclusiv la inteligență. Îi limitezi inteligența. Nu știu că ai văzut, sunt copii care, deși au 8 ani, se comportă ca și când au 6 ani. Acolo nu e problema copilului, acolo este problema părintelui. Dar sunt și copii care au 12 ani și se comportă de parcă ar avea 17 ani. Nici acolo nu e problema copilului, este tot problema părintelui. Probabil că acolo părintele nu prea a existat și copilul s-a autonomizat. Mm-hmm. A devenit adult forțat. Mm-hmm. Pentru că n-a avut cine să-l facă și să-l îngrijească ca pe un copil. Deci nu, 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 nu este confortul părintelui. Ce se întâmplă? Părinții spun nu, 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 pentru că ei, de fapt, se tem ca acest copil să nu pățească ceva. Și vezi tu că problema este, de fapt, a noastră, a părinților. Noi, în capul nostru, avem următorul gând și este real gândul. Nu aș face față dacă fata sau băiatul meu ar păți ceva. Și de la acest nu aș face față, care oricum este un gând produs de minte, mintea cel mai mare mincinos din viața noastră, de aici apar tot felul de erori în educația copiilor noștri. Nu ai voie acolo, nu atinge aia, aoleu, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia. Și copilul, ce să vezi? Deși s-a născut cu genă inteligentă, o să ia destul de mult timp până își atinge potențialul genei, pentru că a venit un părinte speriat de moarte să nu se întâmple ceva copilului, care i-a limitat explorarea și creșterea inteligenței. Cu ce înlocuim acest nu? Revin la cuvinte. Uh-huh. Ar fi mai bine să-l înlocuim cu imagine, și anume să luăm copilul de mână, să-l ducem spre priza aia care e nu, să ne punem amândoi în jurul prizei și să-i explicăm acolo ce se întâmplă dacă bagă degețelul sau eu știu ce se întâmplă altceva. Copilului, dacă îi dai imaginea, e cel mai bine, dar câți dintre noi avem răbdare? Nici măcar eu n-am avut răbdare, asta trebuie să recunosc. Aici sunt foarte bună teoreticiană, dar nu mi-au ieșit toate teoriile astea. De ce să-i spui copilului, mami, ai grijă ce faci cu cotul pentru că dai paharul pe jos? Dă tu ca părinte cu cotul ăla peste pahar, ca el să se sperie odată și să vadă cum paharul a căzut. Crede-mă, o să fie atent data viitoare. Mm-hmm. Când îi dăm, e și o vorbă, poți să-i spui copilului nu știu câte cuvinte, că nu va înțelege cum înțelege dintr-o imagine sau dintr-o întâmplare, nu mai știu cum e, n-o redau în tocmai, dar cam așa ar fi. Cu copilul cea mai bună formă de educație este imaginea, este jocul, este demonstrația. Mm-hmm. Demonstrația. Experimentul. Da, experimentul. Da, da. Noi, părinții din România, taca, 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 folosim în educație 99% cuvinte. Ăsta este adevărul.
și avem pretenția ca ei să reacționeze, când de fapt noi adulții nu reacționăm la cuvinte. Păi vezi și cum, ce cuvinte folosim sau cum facem, care e tonul pe care îl folosim, astfel încât să-l facem pe copil să ne asculte, să ne audă și poate să și acționeze așa cum ne dorim noi. Eu când merg în camera fiicei mele cele mici, unde este dezastru tot timpul, am două tendințe. Unul de ton înalt, pentru că te apucă starea interioară în care îți vine să îi spui câteva. Și iau odată așa aer în piept și spun doar: mami, te rog să te apuci să faci curățenie în cameră. Este un ton mai stins, e un ton mai profund, este și blând și ferm în același timp. Este tonul la care fiica mea reacționează de pildă cel mai bine. În momentele în care nu mă pot controla și intru în camera ei și spun: iar e ca naiba aici, iar ai aruncat alea pe jos, iar ai... Știi ce face fiica mea? Îmi spune: dar nu eu am făcut asta, a venit Maria și a aruncat. Adică exact ce fac și adulții, știi? Se apără și nu reacționează de fapt. Okay. Deci tonul blând dar ferm pe care îl compunem din adâncime de sunet și dintr-o putere de voce mai mică. Acest ton compus așa face sau îi face în general pe copii și nu doar pe copii, și pe adulți să acționeze. Foarte interesant. Dar Lica, iartă-mă. Da. Trebuie să ai interiorul pregătit pentru asta. Pentru că noi tot ce vorbim aici este despre suprafață. Suprafața asta nu are cum să iasă perfect dacă interiorul nu este pregătit, dacă eu clocotesc de nervi. Păi cum aș putea să-i spun eu copilului: te rog frumos, fă curățenie în camera ta, că eu clocotesc de nervi. Deci eu cumva trebuie să-mi repar interiorul. Era un sfânt părinte care a spus la un moment dat în cartea lui că, mă rog, venea de la muncă și ca să nu intre cu clocoteala din el în casă, făcea turul casei până când simțea că tot interiorul lui e plin de iubire și e tabula rasa de tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. M-am plimbat și eu în jurul blocului, să știi, urmându-i sfatul, da. N-a mers? N-a mers. Și totuși nu există variante în care ne putem calma în momentul în care simțim furia asta? Ba da, există variante, dar fiecare trebuie să o găsim. Aici e treaba. Varianta mea este să respir foarte adânc, să spun: Teo, calmează-te, da? Și să-mi aduc aminte cât de mult o iubesc, le iubesc. Și atunci, da, pentru că, încă o dată spun, în momentele noastre de nervi, iubirea ne abandonează sau noi ne abandonăm iubirea și acolo iese demonul psihologic din noi. Câtă vreme iubirea stă în noi, demonul psihologic nu iese. Și atunci tot timpul să ne aducem aminte, când vreau să mă cer cu tine, Ilinca, să-mi aduc aminte cât de mult te iubesc de fapt. Când vreau să-mi cer copilul, să-mi dau seama cât de mult îl iubesc de fapt. Știu, e greu, dar cine a spus că în viața asta lucrurile geniale sunt ușoare? Așa e. Există cuvinte fericite, Teodora, și care sunt acestea? Cuvinte fericite? Da, există cuvinte fericite, dar cred că fericirea o simți mai degrabă în tonul în care ambalezi cuvântul, știi? Că eu poate vin și îți spun ție: sunt foarte fericită, Ilinca. Tu mă crezi? Nu. Haide-mă că e un cuvânt fericit, de ce? Sau: azi m-am simțit foarte bine la tine. Mă crezi? Te iubesc. Exact. Deci cuvântul fără rochia de ton, rochia lui tonul, nu cred că are nuanțe de fericit, nefericit. El nu poate fi dezbrăcat de rochia asta. Și da, există tonul entuziast. Tonul ăsta entuziast are de obicei așa o buclă. Ridicăm: mamă, ce mișto a fost! A fost! Vezi? Cântăm un pic ardelenii. Aici este entuziasm maxim. Pe ăsta nu prea ai cum să-l păcălești, știi? Dacă e: mamă, ce mișto a fost, adică este drept, este liniar, aici nu prea e stare de fericire, tu te chinui acolo să pari fericit, dar nu, probabil că nu-ți iese. Ok. Merg mai departe și intrăm un pic în zona asta profesională și aș vrea să te întreb așa. Cum obținem o mărire de salariu prin cuvintele pe care le folosim, ton și voce? Mărirea de salariu se cam obține prin ce faci, știi? Da, știu, ai vrut soluția simplă. Da, da. Scurtătura. Dar, scurtătura. Mărirea de salariu o obții prin ceea ce faci. În schimb, în timpul
a ceea ce faci, dacă tu tot timpul folosești tonul potrivit, cuvintele potrivite, probabil că mărirea îți va veni mai repede, dar nu prea cred în măriri de salariu pe care le putem păcăli dintr-un ton, o voce și un cuvânt, când în spatele nostru stă nimic ca activitate, stă nimic ca performanță, stă nimic. De asemenea, tot într-un dialog, mă rog, personal sau profesional până la urmă, cum reușim să ne facem partenerul atent? Cea mai bună variantă prin care îl faci pe celălalt atent este ca în timp ce vorbești să taci la un moment dat, să pui niște pauze. Ideal ar fi să pui pauze după ce spui o idee cap-coadă. De pildă, vin și-ți spun, Ilinca, ești foarte frumoasă și mai vreau să spun ceva. Ai și niște ochi foarte frumoși. Dacă eu marchez fiecare idee pe care o spun cu o pauză, măcar când și când, nu neapărat după fiecare parte, celălalt nu are cum să se desprindă de ceea ce tu îi spui. În schimb, dacă tu vorbești în continuu și lipești ideile între ele și nu mai ai nicio pauză, nu mai ai nimic, știi ce? O să devii zgomot de fond. Zgomotul de fond este ceva cu care ne obișnuim și nu mai auzim. Dăm noi așa înțelept din cap ca și când, da, te ascult, dar noi suntem deja cu gândul în altă parte. Asta e ca la copii, știi? Când e haos în casă și auzi că se întâmplă lucruri, e tot în regulă, stai relaxată. Când deja se face liniște, exact. Atunci e o problemă și te duci să verifici. Și te duci să vezi, exact, exact. Okay, și funcționează peste tot. Cine știe, cum să spun, și în speech, că eu predau speech, speakerul cel mai bun este speakerul care știe să tacă cel mai mult în propriul lui discurs. Și eu am la mine, la curs, o groază de oameni care se grăbesc să termine cât mai repede ceea ce au de spus și le spun, domne, mai bine trimiteți o scrisoare cu speech-ul vostru decât să-l grăbiți în halul ăsta. Oricum, omul care vorbește foarte rapid îți transmite multe lucruri despre el, îți spune cum ar fi. Păi uite, de exemplu, îți spune așa, Ilinca, știi ce, uite, nu m-a ascultat atentă, că oricum nu spun lucruri interesante și de-aia ți le spun foarte repede ca să nu-ți mănânc foarte mult din timpul tău. Ăsta e primul mesaj pe care ți-l transmite. Un alt mesaj pe care ți-l transmite este vreau să vorbesc foarte repede pentru că nu mă simt foarte bine aici și vreau să știi să plec cât mai repede de aici. Okay. Dar poate fi și un alt mesaj pe care nu neapărat ți-l transmite. Putem avea de-a face cu niște minți foarte inteligente care au câte o inteligență pe secundă și care încearcă să țină ritmul gândului, știi, și cu aparatul fonator. Dar și acest inteligent este agitat, adică nu are o stare prea bună interior. Și viceversa, ce ne transmit sau ce înțelegem despre oamenii tăcuți, care e secretul din spatele tăcerilor? Oamenii tăcuți se tem de ceilalți. Oamenii tăcuți se tem să nu-i deranjeze pe ceilalți. Oamenii tăcuți se tem să nu fie judecați de ceilalți. Oamenii tăcuți nu au tăcut dintotdeauna. Oamenii tăcuți au vorbit la un moment dat, până când unul, altul și încă poate câțiva i-au explicat cum n-are de ce să deschidă gura și nu l-au validat. Așa încât omul tăcut de astăzi este un om care nu știe exact cine este. Este un om temător, este un om care preferă să stea el cu el însuși de frică de a nu fi judecat în continuare. E dură tăcerea, dură tăcerea prelungită și apropo de copii, dacă vedem în zona adolescenței, de exemplu, cum copilul nostru dintr-un vorbăreț se transformă într-un copil tăcut, să fim un pic atenți, că acolo se întâmplă niște transformări. Și atunci mă duc mai departe, cum se manifestă omul introvertit și omul extrovertit? Păi pe extrovert îl recunoști destul de repede, pentru că el e în stare să spună de toate, știi, oricând, nu se teme de străini, de exemplu, cunoaște oameni noi acum, intră foarte repede în discuții cu ei, n-are nicio problemă să socializeze de parcă se cunosc de o viață. Extrovertul pare vecinul de vis-a-vis. De aceea extrovertul reușește foarte des în viață, pentru că mai degrabă extroverții sunt în zona carismatică,
etică, mm-hmm. mult mai mult acolo îi găsim pe extroverți, pentru că îți dă senzația că e omul pe care îl știi de o viață, pentru că el se adaptează foarte ușor și intră foarte ușor în legătură cu tine. În schimb, introvertul, o să-l vezi dacă acum suntem la o masă cu oameni necunoscuți, o să vezi că el tace, mm-hmm. el studiază, el întâi este atent, vă verifică pe fiecare, încearcă să-și facă o imagine despre cine ar putea fi amenințător pentru el, poate sau nu. În orice caz, va avea o lungă perioadă de tăcere și nu se va manifesta, ba chiar va sta puțin strâns, da, cu corpul. În general, oamenii care sunt introverți au o mică temere de, bineînțeles, comunicare socială și asta se vede și în poziția corpului. Când te temi, vrei să ocupi mai puțin spațiu. Și atunci îți strângi un pic corpul. Extrovertul are, uite, îl recunoști imediat după unghiul mâinii. El îți va deschide brațele, îți va spune, hai să bem o bere, hai să facem nu știu ce. Va fi tot timpul cu aceste brațe depărtate de corp, pentru că el se simte bine în social. Introvertul va fi cel care va ocupa cel mai puțin spațiu la masă. Mm-hmm. Cum se exprimă un om puternic, Teodora? Mm-hmm. În puține cuvinte, omul, cei mai puternici oameni din lumea asta, în primul rând să știi că îți vor părea introverți. Aceia care sunt cei mai puternici oameni din lumea asta știu să asculte și știu puterea ascultării. Oamenii care vin și îți spun, haide mă, eu sunt bun, eu sunt tare, fac milioane de euro, fac nu știu ce, iartă-mă, Elinca, eu mi-aș pune mari semne de întrebare, pentru că un om puternic nu va simți niciodată nevoia să-ți demonstreze că este puternic. Deci imediat ce vine un balon de ăsta de săpun în care el se bate cu pumnii în piept sau ea se bate cu pumnii în piept, cine e și ce face și cum mișcă lucrurile, eu acolo aș avea rezerve serioase legate de puterea acelui om, fie ea interioară, financiară sau de orice fel. Pe omul puternic, de obicei, nu dai doi bani inițial. Dom'le, deci te păcălește într-un mare fel că nu-i de băgat în seamă. Omul puternic, și dacă are o putere mare financiară, probabil că nu va vrea să fie într-o extravaganță ca apariție, nu va simți nevoia să demonstreze încă o dată, nici măcar prin haine sau prin ceasuri sau prin orice altceva puterea lui. Pentru că lui este suficientă puterea pe care o are și este suficient că știe că o are, nu trebuie să o știi și tu. Mm-hmm. Știi? Ăla este omul adevărat puternic și acum gândește-te câți de ăștia ai întâlnit în viața ta. Eu am întâlnit vreo doi. Mm-hmm. Și da, n-am dat doi bani pe ei la început, ca după aceea să-mi dau seama cu cine am stat de vorbă și astea au fost lecțiile vieții mele și îți povestesc din ce am trăit. Nu știu dacă putem generaliza sau putem spune că în general așa arată omul puternic, dar în viața mea așa au arătat oamenii puternici și da, de aici extrag concluzia. Cine știe cine e, cine știe ce are, nu simte nevoia să demonstreze sau să arate. Corect. Dar oamenii care vorbesc încet, ce se ascunde de fapt în spatele acestui ton? Acolo sunt mulți demoni psihologici. Bărbații care vorbesc foarte încet sunt bărbații care sucesc foarte rapid mințile femeilor, pentru că ei sunt foarte senzuali. Arăți foarte bine. Bei un suc, bei o cafea și nu numai că sunt senzuali, dar ție, femeie, îți dau senzația siguranței. Ce își dorește o femeie de la un bărbat? În primul rând, siguranță. Iar când spun siguranță, nu mă refer la siguranță financiară. Femeia își dorește siguranța că el mâine, poimâine și peste 5 ani o va alege tot pe ea. Aceasta este siguranța pe care femeia vrea să o vadă și să o simtă. E, vocea care vorbește foarte încet te păcălește că îți dă această siguranță. Și e normal. Vrei o cafea? Hai să mergem dincolo. Când vorbești atât de plând, cum, Doamne, iartă-mă, te-ai putea aștepta la... Oamenii care vorbesc foarte încet o fac din mai multe motive. Unii joacă pur și simplu jocuri de putere. Adică vorbesc special încet ca tu să-i asculți mai atent. Sunt puțini aceștia. Alții sunt cu acești demoni psihologici despre care îți povesteam. Sunt cei care au un management al furiei groaznic de defectos. Adică acest om care spune,
vrei să bem o cafea și care este senzual și care îți dă senzația de siguranță, într-o să știi secundă? Că într-o secundă ar putea să devină vulcan acasă și tu să stai cu telefonul, să suni la 112 pentru că nu-l recunoști. Pentru că acești oameni au în general, la intervale de 2-3 luni, acum iarăși generalizez puțin, au aceste ieșiri vulcanice. În cursurile mele depistez foarte des aceste voci și aceste temperamente și aceste managementuri proaste de furie. Ei recunosc în sală, iar tactica pe care eu o aplic ca să schimbăm acest lucru este să creștem puterea de voce. Adică să îi facem să vorbească mai tare, pentru că prin vorbitul ăsta mai tare ei vor obține, cum să spun, un management al furiei mai bun. Și a treia categorie se referă la oamenii care sunt foarte depresivi, care sunt extrem de neîncrezători în ei și care vorbesc așa încet pentru că, unul, nu cred că sunt interesanți, doi, nu cred că sunt o poveste de succes și, trei, nu prea vor să fie auziți, iar dacă spun vreo prostie, măcar să fie spusă încet, să nu audă nimeni. Foarte interesant, Teodora, mă uit, te ascult așa, îți sorb cuvintele și încerc să acumulez cât de multe informații pot. Te-aș duce un pic în iubirea de sine, pentru că și aici circulă și este, mă rog, un subiect extrem de actual. Avem capacitatea să ne autoprogramăm, aș zice, prin cuvinte, în sensul iubirii de sine? Clar. Da, eu cred că iubirea de sine va începe să se producă în momentul în care știi cine ești, încă o dată. În momentul în care știi cine ești și cât valorezi. Sunt foarte multe prietene de ale mele, de pildă, care se tem că vor fi părăsite. Acolo ele nu știu cine sunt. Câtă vreme stau în această temere că el va pleca de lângă ele, este clar că sunt într-o zonă de neîncredere profundă și într-o lipsă de iubire fantastică. Ce pot să spun? Trebuie să aflăm cine suntem ca să putem să ne iubim pe noi. Da, eu aici sunt și nu sunt de acord cu această sintagmă, iubește-te pe tine însuți. Pentru că curentul ăsta s-a dus un pic ciudat în societatea noastră. Au apărut foarte mulți oameni care au început să se iubească pe ei înșiși și mai nou au și divorțat, știi? Văd tot mai mulți oameni care se iubesc pe ei înșiși, dar sunt singuri. Și atunci întrebarea este, oare curentul ăsta a fost bine înțeles? Pentru că iubește-te pe tine însuți, te-ar putea duce și într-o zonă de egoism, de narcisism, în zona aceea în care nu-l mai ascult pe celălalt pentru că eu trebuie să mă iubesc pe mine, înțelegi, Ilinca? Și eu trebuie să fac doar ce-mi convine mie. Și iubirea nu înseamnă să facem doar ce-mi convine mie. Și iubirea noastră nu înseamnă să mă iubesc eu pe mine. Nu, iubirea noastră înseamnă în primul rând să te iubesc eu pe tine, în primul rând iubirea noastră înseamnă ca tu să mă iubești pe mine, în al doilea rând iubirea noastră înseamnă ca eu, iubindu-mă pe tine, să uit de mine și să fac tot ce trebuie să fac ca tu să te simți bine, iar tu să uiți de tine și să faci tot ce trebuie ca eu să mă simt bine. Într-o lume ideală. Da, da, lasă-mă să fiu idealistă. Eu cred în această iubire și trăiesc această iubire. Eu astăzi trăiesc această iubire și voi sta în această iubire câtă vreme o voi trăi. Când nu o voi mai trăi, o las să mă părăsească, pentru că eu fără iubire nu sunt nimic. Nimic. Noi fără iubire nu suntem nimic. Da. Da. Dar eu mă duceam în zona de autoprogramare, la modul de mă trezesc dimineața, mă uit în oglindă și zic, ce cearcă ne-am, ce urâtă sunt astăzi. Sau, din potrivă, mă trezesc dimineața, am cearcăne, le văd, dar le ignor și zic, astăzi sunt cea mai frumoasă, o să cuceresc lumea, o să fac. Ești tare dacă poți ăsta? Face, da, sigur, funcționează. Nu, creierul poate fi foarte ușor păcălit. Foarte ușor. Adică, dar creierului trebuie să-i dai totuși impulsul. Dacă tu în fiecare dimineață spui, vai cât de urâtă sunt, vai ce. Sau ce fraier am fost într-o anumită situație, știi? Îmi zic mereu, s-a întâmplat ceva. Mamă, ce fraier am fost. Nu, dar devii o fraier în timp. Devii o fraieră în timp. Atenție, mulți dintre noi spunem, mamă ce proastă sunt, mamă ce urâtă sunt, o să devenim așa. Pentru că, nu vă spun ceva nou, suntem ceea ce gândim. Și dacă te uiți, o să vezi cum foarte multe femei, de exemplu, cred că după 45 de ani, 50 de ani, îmbătrânesc. Păi dacă ele așa cred, să știi că vor îmbătrâni.
bătune chiar vor îmbătrâni. Adică, sau cum spun, nu știu, prietene de ale mamei, păi noi avem 60 de ani, noi acum suntem bătrâni, o să ne îmbolnăvim. Păi chiar o să se îmbolnăvească. Dar ia să gândim un pic diferit. De ce? La 50 de ani o să fiu o tipă la fel de mișto ca la 35 de ani. Ok, poate că fața nu va mai arăta ca la 35 de ani, dar important este că îmi programez să rămân tânără cât mai mult timp, nu? Și da, creierul reacționează. Ăsta e exercițiu pe care am putea să-l facem pentru a ne antrena creierul spre pozitivism? Da, este un exercițiu și ca orice exercițiu trebuie făcut zilnic. Dacă îl facem din 2 în 2 sau din 5 în 5, hai să-l facem. Hai să-l facem. Ne trezim dimineața. Da, da, ne trezim dimineața sau seara sau fiecare unde și-l poziționează. Da, era să spun ceva, dar m-aș opri. Deși merită spusă, eram într-o zi, mergeam tot așa spre un speech și eram încărcată de activitate și foarte obosită și n-arătam prea bine, Și în taxi am închis ochii și am zis, am o față de 20 de ani, am o față de 20 de ani. 20 de minute cât a mers taxiul ăla, doar mesajul ăsta l-am spus. Când m-am dat jos din taxi, m-am dus în baie, nu ca să mă verific la chip, dar când am ridicat chipul și m-am văzut în oglindă, nu aveam o față de 20 de ani, dar se produsese o schimbare în termen de 20 de minute fantastică. Acum, fie s-a produs schimbarea efectivă, fie interiorul meu a vrut sau a început să creadă că eu am o față cu mult mai tânără și când s-a uitat în oglindă, a văzut ce a vrut să vadă. Pentru că, de fapt, noi vedem tot timpul ce vrem să vedem. Dacă vrem să vedem cearcănele, le vor vedea și ceilalți. Dacă vrem să nu ne vedem cearcănele, nu le vor vedea și ceilalți. Deci depinde ce vrem să vedem. Bun. Teodora, îți mulțumesc mult, mult, mult pentru că ai acceptat invitația, pentru că ai împărtășit cu noi detalii, zic eu, extrem de folositoare nouă tuturor în orice plan al vieții noastre. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și să ne revedem cu drag. Cu mare drag și îți mulțumesc pentru invitație. A fost onorantă. Mulțumesc eu, mulțumesc Teodora, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem data viitoare, sunt tot aici, la Te Ascult, vă aștept. Seară bună!